și la propriu pot să spun treaba asta, că o să merite următoarele minute. Avem parte de un debate, avem parte de un debate foarte interesant. Cum am mai spus, subiectul este cel puțin de actualitate, și anume ce este mai relevant, crearea de conținut efemer sau ce veșnic. Avem alături de noi oameni relevanți din industrie, creatori de conținut, care vor lupta în această după-amiază. Despre reguli și despre mai multe, tine, mai multe informații despre ceea ce urmează, ne va povesti în curând Radu Atanasiu. Mă abțin, vreau să povestesc și eu câte ceva, dar mă abțin. În schimb, este plăcerea mea să mă prezint cele două echipe. Și vom începe cu echipa Everlasting Content, și anume cel veșnic. Vă invit alături de mine pe Ana Maria Bășan, Marketing, PR and Business Development Executive Director, Caroli Foods Group. Diana Mihailă, Master Professional Organizer, membru IDEO. Bine ai venit, Diana! Și în ultimul rând, Ciprian Susanu, Owner and General Manager, Digital. Trecem acum la echipa care va ocupa scena din partea stânga voastră, dreapta a mea, și echipa Ephemeral Content. Suntem alături de mine, voi începe cu el, Arnold Vieru, Head of Social Media, Driver Good Nights. Raisa Beicu, PR Manager at Global World. Și în ultimul rând, Georgiana Ionescu, Vlogger, Regatorul Ionescu. Bine ați venit, dragilor, sunt pregătiți. Acest panel, trebuie să vă spun că va fi moderat de către un bun prieten și mă bucur din suflet, pentru că noi doi chiar împărtășim o mare pasiune pentru sport, ne întâlnim la competiții. A venit și astăzi pe bicicletă, nu-i așa? Așa este. Este vorba despre Radu Atanasiu, lecturer Maastricht School of Management. Bună seara și bine ai venit! Mulțumesc frumos, mulțumesc mult, da, ne întâlnim la competiții și e fan și acolo, e fan și la dezbateri la bici.